Astăzi eu și prietenii mei o vom invoca pe Slendrina în Minecraft. Acest mit nu este recomandat pentru multă lume, deoarece este foarte horror și în orice moment lucrurile pot scăpa de sub control. Noi la început am crezut că totul este fals, însă nu ne luam mult să ne dăm seama că am încurcat-o. Rămâi până la final să afli dacă am reușit să o invocăm pe Slendrina sau nu. Nu știu ce să zic despre ideea asta. Bă, băieți, voi credeți că este o idee bună sau rea? Fraților, am intrat pe hartă și oficial o să încercăm mitul Slendrinei. Nu e o idee oribilă. Este o idee bună, normal. Tănase, la ce te referi? Este o idee bună că nu o să funcționeze mitul sau că o să funcționeze? Adică tu ești entuziasmat că o să ne vâneze... O să funcționeze, deci o să funcționeze și tu ești entuziasmat că o să încerce Slendrina să te omoare. Cel puțin asta sper eu, că nu o să funcționeze. Bun, băieți și fete, după cum puteți vedea și pe fața mea, sunt destul de speriat, deoarece astăzi, alături de prietenii mei, vom testa mitul Slendrinei. Este un mit de câțiva ani de zile, care, din primul pas, este să intri pe o hartă cu un sit special, și noi tocmai am intrat, și haideți să vă zic, fraților, care este mai exact povestea acestui mit, de unde a plecat totul și cum putem noi, pe harta noastră de Minecraft, să o invocăm pe Slendrina. Deci, după cum puteți vedea, am aici cartea numită Povestea Slendrinei și hai să vă zic care este treaba. Este vorba despre mărturia unui jucător. Și jucătorul ăsta spune așa, din câte am înțeles, cred că a postat chestia asta pe un forum de Minecraft acum câțiva ani de zile. Salutare, prieten de Minecraft! Deci nu prea are, să spunem așa, inspirație. Am o poveste de spus, o poveste care m-a lăsat fără somn și care m-a schimbat pentru totdeauna. E despre un server misterios, o hartă blestemată și o entitate numită Slendrina cu un seed cu același nume. În cazul în care nu v-ați dat seama și trebuia să precizez, seed-ul se numește Slendrina. Așa, scris cu S mare. Seed-ul pe care ne aflăm. Totul a început într-o seară întunecată, când am intrat pe un server nou de Minecraft. Harta era diferită de orice altceva văzusem până atunci. Și acum, băi și fete, permiteți-mi să opresc asta. Voi vă dați seama cât de mult ghinion să ai și cât de creepy poate să fie. Tu să te bași pe o hartă de Minecraft, pentru că în momentul în care te bași pe o hartă de Minecraft este generat un seed unic și, băi, un seed complet random și seed-ul tău să fie Slendrina. What? Satul din mijloc, harta era diferită de orice altceva văzusem până atunci. Satul din mijloc era gol și înfricoșător, cu case abandonate și o atmosferă apăsătoare. Avem un sat chiar acolo în partea aia, o să vedem imediat dacă este gol cu sate abandonate. Am găsit un semn vechi pe care scria cu litere roșii: bine ai venit pe tărâmul Slendrinei, nu vei mai putea pleca până când nu vei găsi cele trei cărți. Doamne, ajută să nu trebuiască să găsim și noi semnul ăsta. Curiozitatea a învins frica, așa că am decis să explorez. Am întâlnit câțiva jucători care păreau speriați și dezorientați. Mi-au povestit legenda Slendrinei, o entitate malefică ce bântuie această hartă. Nimeni nu putea pleca până nu găsea cele trei cărți ascunse. Una în mină, una în pădure și una pe munți. Deci, băi și fete, dacă noi ne jucăm pe hartă și avem foarte multe bănuieli că mitul este adevărat, va trebui să găsim trei cărți ca să ne deconectăm după de pe hartă, fără ca Slendrina să ne facă ceva. Vedeți că una este în mine, una în pădure și una pe munți. Am început cu mina. Era o mină veche și adâncă, iar coborârea era înfricoșătoare. Torțele se stingeau rapid, lăsându-mă în întuneric. După ore de căutări și evitând capcanele, am găsit prima carte. A zis un fior rece pe șerea spinării când am pus mâna pe ea, dar știam că nu mă pot opri. Următoarea destinație era pădurea mare și întunecată. Copacii înalți și încovoiați formau o rețea de umbre care îmi îngreuna orientarea. Auzeam șoapte și pași în spatele meu, dar când mă întorceam nu vedeam nimica. Momentan, băieți și fete, nu s-a întâmplat nimica. Deci de când am intrat pe hartă, am intrat de vreo, nu știu, filmez de aproape 4 minute, am intrat de vreo 5 minute pe hartă, 6-7 minute să spunem, și nu s-a întâmplat nimica. În cele din urmă, am găsit a doua carte la baza unui copac bătrân. Ultima provocare era urcarea pe munții abrupți. Drumul era periculos, iar vântul rece îmi făcea înaintarea și mai grea. După un parcurs epuizant, am ajuns la o peșteră unde am găsit ultima carte, strălucind slab într-un colț întunecat. Cu cele trei cărți în posesia mea, am coborât înapoi în sat, am aflat că pentru a invoca pe Slendrina și a-i cere eliberarea, trebuie să punem 16 diamante și 64 de redstone într-un cufăr și să-i spunem numele de 7 ori. Deci prima dată trebuie să facem rost de cărți,
după să facem ritualul acesta și după ar trebui să apară Slendrina. Am adunat resursele necesare și le-am pus în cufăr. Ne-am strâns în casa centrală din sat și am început să rostim numele. Slendrina, Slendrina, nu o să zic de 7 ori din motive de siguranță. La ultima rostire, casa s-a cutremurat, iar lumina torților... Ok. Ăla a fost un fulger. Ok, probabil este o furtună pe acolo. Iar lumina torților s-a stins complet. În întunericul absolut am auzit un râsnet înfricoșător și rece. O siluetă înfiorătoare a apărut în fața noastră. Slendrina, cu ochii ei roșii și pătrunzători. V-ați găsit curajul să vă invocați, să mă invocați. A șoptit Slendrina cu o voce ce părea să vină din toate direcțiile. Dar pentru a fi eliberați, trebuie să treceți un ultim test. Slendrina ne pune să mergem înapoi în mină, să facem rost de un portal de nether unde să mergem într-o dimensiune paralelă, unde totul este frumos și o să scape cu viață. Deci, mitul, băieți și fete, ca să nu mai, ca să înțelegeți care-i treaba, și aici zice băiatul la final, dacă vreodată veți găsi aceste vreo cu Sidor Slendrina, amintiți-vă poveste mai și gândiți-vă de două ori înainte de a intra. Slendrina este acolo așteptând și s-ar putea să nu fiți la fel de norocoși ca și mine. Deci, ideea ar fi că noi facem ceea ce v-am spus că trebuie să facem. Slendrina apare și ne lasă să ieșim de pe server. Nu vom mai putea să ieșim de pe server, ci că nu va mai merge butonul de disconnect. Doar dacă facem un portal. Acum eu nu știu dacă este adevărat sau nu. Momentan ne uităm și stânga-dreapta. Nu este nimic suspect, însă în partea aceea, băieți și fete, pentru că v-am zis că știu deja Sidu, este un village și conform spuselor lui băiatul ăsta, ar trebui să fie un village cu case abandonate și chestii de genul. Haideți să vedem dacă are dreptate sau nu. Ba, băieți, sunteți pregătiți? Sunteți pregătiți să vorbim cu Sedina? Alex, ia un pește, ok. Nu, cum adică nu? Haideți, bă, veniți după mine. Vă rog să vă luați itemele, haideți. Veniți? Haideți să mergem în partea aceasta. În partea asta ar trebui să fie satul, dacă Sidul este corect. Și desigur că Sidul este corect. Da, deci momentan, băi și fete, putem observa că na, totul e perfect. Nu avem absolut niciun stres. Acolo în față, oh! Oh, ia vedeți, sunt mai mulți villager și e un villager acolo în față. Băi, Alex, ăsta, Ovidiu, lasă calul. Bun, băi și fete, se pare că momentan mitul este fals. Băiatul ăsta scrie foarte clar aici că este un sat nebun cu atmosferă apăsătoare. Este un sat chiar foarte drăguț. Hai să luăm și noi niște morcovi fără să ne vadă nimeni, da? Să luăm niște morcovi ca să vedem care-i treaba. Marius, un villager, da, l-am văzut. Ia stai, hai să vorbim cu el să vedem care-i treaba. Te-am văzut, alo, nu mai fura. Bună ziua, domnul villager, avem o întrebare pentru dumneavoastră. Ok, nu o să mai furăm. Bă, gata, băi, alu, trase. Ovidiu, fiu aici, termină. Ce este, nu mai furați, gata, ne cerem scuze. Domnul villager, avem o întrebare pentru, eu am ucit pentru mâncarea asta, da, înțelegem. Avem o întrebare pentru dumneavoastră. Noi am intrat pe harta asta și am intrat pe seed-ul ăsta, pentru că în cazul care nu știți, harta dumneavoastră are seed-ul Slendrina. Știați chestia asta? A? Poftim? Nu știați? Nu. Păi și gen, pe harta asta este... Cum îi spune? Pe harta asta se află Slendrina. Da. Nu ați auzit până acum de Slendrina? Cine e Slendrina? Ok, domnule, stați de atâta timp aici. Mamă, băi și fete, mie să nu fie mitul fals. Deci, dumneavoastră, niciodată n-ați auzit de Slendrina? E așa o fată cu părul negru care vine să te omoare, are ochii roșii. Nu se întâmplă nimic ciudat pe aici, nimic ce aveți. Nici din niște cărți care una se află în mină, alta în pădure, alta, cum îi spune, pe munte. Nu, cel puțin eu nu știu. Am înțeles. Bă, băieți, nu știu, hai să mergem mai departe, că, na, ce să facem acum dacă villagerul nu știe? Bă, poate, na, poate este, cum îi spune, poate este un mit fals. Hopa, dar ce cu casa asta? Domnul villager, avem o întrebare. Puteți să mi spuneți aici. Este o casă care arată destul de diferit față de celelalte case. Ce scrie aici? Casă rezervată, nu intrați. Cărțile trebuie puse aici. Băi, asta-i! Ia, intră înăuntru! Cum adică nu uitați? Băi, villager, parcă nu știi despre ce vorbim, mă? E casa domnului Mircea. Ce casa domnului Mircea? Ia vedeți, băi și fete. Cum adică, mă? Cărțile trebuie puse aici. Fix și am citit-a din iauri. 64 de sau 16 diamante trebuie puse aici. Uite, o tablă, uite, acum adică, mă?
Este un villager pasionat de lucruri horror. Păi parcă nu se întâmplă o chestie ciudată pe aici. Bă, parcă nu știai nimica. Uite, bă, sunt oameni morți aici, televizorul ăsta. Bă, tu ne iei la mișto? Bă, gata. Alex, lasă-l în pace și nu mai vorbiți urât. Vă spun, sincer, chiar nu știu, ne-am mutat aici de o săptămână și așa mi s-a zis. Bine, măi, villagere, bine. Bun, haideți să plecăm, băieți, haideți. Bine, mulțumim foarte mult. Băieți, haideți să o luăm, cum îi spune, să o luăm în partea asta. Lăsați lucrurile astea. Haideți să o luăm în partea asta. Veniți pe aici, trebuie să luăm niște lemn și să ne facem itemele. Băi, ia stați puțin, ok. Deci villagerul ăla 100% știe ceva. Bun, credeam inițial, băi, și vede, am crezut că mitul este fals, dar se pare că am găsit o chestie foarte ciudată. Bun, bă, eu spun așa. Deci eu zic, e foarte simplu. Eu zic că planul nostru trebuie să fie următorul, da? Haideți să ne punem. Uite, dovleci posedați. Tănase, așa sunt dovlecii în Minecraft. Nu sunt posedați, da? Da. Bun, revenind la ceea ce discutam înainte să mă întrerupă cineva, da? Bun. Deci, haideți să ne facem itemele. Să ne facem niște iteme de iron, da? Ce așa, ceva super simplu, în 10 minute. Și după să ne apucăm să găsim cărțile. Aici e destul de ciudat că nu știm cum. Deci, trebuie să găsim cărțile, una în mină, una într-o pădure și alta undeva pe un munte. O să găsim. Și după, luăm diamantele, luăm redstone-ul, facem ritualul și ar trebui ca totul să fie bine. Bun. Ok, bă, stai, un video, nu spargi, bă, stai. Calmează-te, bun. Stați că o să-mi fac eu niște... O să fac un pickaxe de wood. Haideți să luăm cobblestone. Haideți să luăm cobblestone ca să ne facem unelte și tot ce trebuie. Și după să intrăm într-o mină pe bune, pe aici, fete, da? Să ne luăm chestiile astea. Bun, mamă, deci inițial, fraților, am crezut că totul o să fie... Oh my God, stați că vine gravel-ul. Am crezut, fraților, că o să fie o hartă normală. Dar se pare că încă din prima, încă de prima dată când am intrat în village-ul ăla, s-au întâmplat chestii ciudate. Bun, hai să luăm astea. O să punem așa, o să-mi fac un stone pickaxe. O să-mi fac o sabie. Mama, a început ploaia. O să las povestea slendrină aici. Bă, vă las aici wooden pickaxe-ul dacă vreți. Ok. Vedem că ne luăm și achievement-urile. Bun, băieți, stai că erai, Tănase, ai luat tu coal-ul sau cine a luat coal-ul? Poate să-mi dea coal-ul să fac niște torțe? Cine a luat coal-ul? Ah, ok, bun, Tănase. Mamă, dar fulgeră cam agresiv pe aici. Ok, hai să punem așa, bun. Băieți, Ovidiu, fă-ți și tu... Păi hai, ce facem? Uite, hai să mergem, de exemplu, în mina aia. Fă-ți și tu ceva de stone. Ok, și hai să spargem asta, să mergem în mină ca să luăm cât mai mult iron, da? Să luăm iron și să vedem care-i treaba. Hai să mergem pe aici, fraților, să vedem dacă găsim ceva. Trebuie să găsim iron, cam asta este scopul nostru momentan. Ok... Bun, aici nu este absolut nimica. Hai să mergem înapoi. Tărase, vină și tu, bă, să nu ne pierdem. Deci aici chiar nu ne permitem să ne pierdem. Bă, uite, aici sunt destul de ciudate astea. A, uite, ok, s-a terminat ploaia. Hopa! Băieți, ia vedeți aici. Bă, dar nu-i nimic aici, bă, frate, băi. A, bă, da, mamă! Bă! Alo, băieți, veniți aici. Am spart un bloc din greșeală și am găsit o mină mai mare. Cât noroc am putut să am. Stați să mergem în mina asta. Oh my God! Ok, îmi cer scuze. Haide. Băi, nu mai sparge! Nu mai sparge gravel-ul! Nu mai sparge. Bă, stai! Sparge sub tine. Ok, aveți grijă. Nu sparge, băi, Ovidiu, băi. Alex, sparge, te rog eu să vii aici. Ok. Așteptați. Ok, iron, ok. Bun, hai să ne punem pe luat iron. Băi, eu zic că cu 64 de iron, adică să ne facem fiecare un chest plate și... Ce do... Bă! Numai eu am primit de-asta să nu văd. Nu prea am văzut. Zi, Tănase, de ce tot dai mine? Ce? Nimic. Ah. Ce-i puțin, bă? Bă, fraților, ați văzut că am avut de la... slowness, blindness, habar n-am cum mi spune. S-a întâmplat ceva ciudat, în fine. Hai să mergem mai în față. Mama, aici iară nu este nimic. Bro, bă, da, e zero iron pe harta asta. Pe bune vorbesc, e 0-0. Hai să mergem înapoi sus. Aveți grijă mare. Nu știu, e ciudat. Ciudat pe bune ce se întâmplă. Ai grijă, bă, Tănase, să nu cumva să spargi. Nu sparge! Nu! Păi... Spa... Nu. No. Bun.
E... Nu, nu trebuia din prima să ne băgăm în asta cu, cu Gravel. Trebuie să găsim una nouă. Ok, bă, fraților, bă, momentan nu se întâmplă chestii atât de ciudate. În afară de descoperirea pe care am făcut-o, nu prea s-a mai întâmplat ceva ciudat. Pentru chestplate-uri și... Ok, avem nevoie și de un pickaxe de aer în dacă, că am avea nevoie de vreo 40... 40-50 de diamante. Să nu ne îndepărtăm foarte mult. A, Alex, Ovidiu, veniți aici. Bă, stai, ce trunse? S-a întâmplat ceva? Bă, stai să vină, da. Bă, veniți și voi aici. Bă, unde e Ovidiu? Să vină și el. Unde e Ovidiu? Bă, de ce ați fugit așa? N-am fugit, bă, ne uitam pe aici să fie tot ok. Știi ce zic? Că era doar Gravel. Bă, într-adevăr, era ciudat. Veniți aici. Bă, ideea e că nu trebuie să ne... Cum îi spunem? Nu trebuie să ne îndepărtăm de locul ăsta, pentru că aici o să căutăm cărțile și aici este village unde trebuie să punem cărțile. Și el a zicea că nu știe nimic. Ce? Bă! Bă, vedeți acolo sus? Ce, Doamne, iartă-mă. Cum a apărut Netherrack-ul acolo sus? Ok, nu vreau să mă gândesc asta, vreau să terminăm cât mai repede. Veniți după mine. Bă, trebuie să găsim o intrare într-o mină sau ceva. Veniți aici. Ovidiu, vină, bro! Nu mai rămâne în spate. Ok. Aia a fost ciudată rău de tot. Cum a apărut Netherrack-ul ăla acolo? În fine, ok, uite că am găsit și o... Da, asta... Bă, dar nu ar fi o mină pe aici, bă, frate, ești nebun? Zici că e intenționat iesidu așa. Să nu găsești nicio mină. Uitați-vă, bă, fraților, nu este pur și simplu nicio mină pe aici. Adică chiar... Devine de tot de ciudată situația. Ah, ia vedeți că am găsit... În sfârșit, bun! Ok, stai puțin să vedem ce mină e prima dată. Am luat niște iron... Stai să-mi pun torțele. Ok, iron și aici. Și sunt tot bucăți? Sunt tot bucăți, let's go. Hai că sunt tot bucăți, dar numai o bucăți n-au fost. Bă, aveți grijă, băi! Aveți grijă, dar hai, numai bine. Tănase, stai două secunde. Bravo. Bun. Haideți acum să vedem care-i treaba. Luați iron-ul, luați tot bumbă, ești fete, perfect. Aoleo. Numai căul mai e aici, bro. Cât iron aveți, bă? Ca să facem așa o socoteală. Cât iron ai, Alex? Fiecare cât are? Eu am 20. Ai 20 de iron? Mamă, let's go. Tănase, cât ai? Așa, Ovidiu, tu cât ai? Le-a furat de la mine. Aha. 41, bă, păi ia stați. 8 ori 4 vine 32. Bun, ok. Mai avem nevoie de puțin iron. Mai avem nevoie de vreo 8 iron sau ceva de genul. Și putem să ne continuăm aventura. Da? Dar trebuie să găsim neapărat o mină unde să ne punem furnace-uri și chestii de genul. Că vedeți, băi și fete, că bă, parcă pe harta asta nu există nimic aici, nebun. Zici că e intențion... Bă! Bă, ce e? E sânge, bă! Aveți grijă, ce, Doamne iartă-mă! Băi, nu e bine, nu e bine, fraților, de ce era sânge acolo? Stai să-mi iau și eu niște cobblestone ca să facem. Bă, să luați cobblestone ca să aveți pentru furnale. Băi, era sânge. Cum, cine, Doamne, iartă, m-a pus sângele ăla acolo? Ok, nu e bine. Bă, stați puțin că deja ne îndepărtăm. Hai să stăm tot pe partea asta. Ia să ne mai trebuie să găsim puțin iron. Ah, ok, aici era sângele. Puțin iron, n-am mai... Ok, nu, e același loc. Să nu ne îndepărtăm foarte mult de partea aia cu village-ul și astea. Ce, Tănase, vrei să spui ceva? Vino aici. Veniți pe aici. Oh, ok. Bă, băi și fete, nu vi se pare ciudat că nu e nicio asta? Bă, eu zic să renunțăm. Te-am mințit, am eu. De ce m-ai mințit? Ok, bun. Bă, dați-mi cobblestone-ul pe care l-aveți. Dați-mi cobblestone-ul pe care l-aveți. Ca să pot să fac... Oh, perfect, lasă așa. Lasă așa că nu mai trebuie. Ok. Și căul. Cine are căul? Să-mi dea și căul.
Așa. O să punem 4 furnale. O să punem așa și așa. Bun. 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 Bun, gata. Așa. Perfect. Avem și torțe, avem tot. Bun. Deci, băieți, ca să facem o recapitulare de plan. Deci, noi acum o să ne facem toți chestplay-torii. Am mai dat eu opcoul. Bă, da, cred că l-au luat Tănase sau ceva. O să ne facem toți chestplay-torii și ne vom întoarce în satul ăla și după vom începe să căutăm, cum scrie aici, cele 3 cărți, da? Ca să o invocăm pe Slendrina. Care, deci așa, una în mine, una în pădure, una pe munți. Bă, dar mai bine ne facem noi o casă și stăm chill. Nu, mai bine... poate n-ar fi bine să ne facem o casă asta. Ce, Doamne, iartă-mă, s-a întâmplat aici. Bă, fraților. Ce, Doamne. Ok, știi ceva? Nu, Alex, vină înapoi. Bun, haideți să ne ținem de-n plan, să nu mai... băieți, eu vreau să vă zic ceva, ia păzea, țineți-vă bine că o să zic o prostie. Bă, fiți atenți, vă dau la fiecare o sabie, da, ca să avem săbii. Uitați aici, bă, să-mi dați niște lemn. Deci vreau să mă căsătoresc cu Slendrina. Bă, tu ar trebui să te căsătorești cu o persoană mai inteligentă ca tine. Adică n-ar fi atât de greu. Mamă, mamă, băi. Păi ea este, probabil. Dai. Ok. Mamă, nu-mi place de rău. Stai să fac și un pickex. Să facem și un pickex, băi și fete. Așa. Bun, și acum să facem chestplate-uri. Avem 3 chestplate-uri. Alex, ia 1. Tănase, ia 1, iau și eu 1. Și facem și la Ovidiu 1. Și putem să plecăm mai departe, fraților, după chestia asta, da? Uite, Ovidiu, ia și tu. Păi eu zic că un chestplate și o sabie de iron este destul ca să ne batem. Ovidiu, cred că nu ne bagă în seamă, pare supărat. Bă, Ovidiu, băi, ești ok? Fii atent, fii pregătit. Ok, bă, ok, Tănase, ai furat tot, las că e bine. Luăm ăsta, hai să luăm toate astea și să plecăm. Fiți atenți, da? Luăm astea și plecăm, haideți după mine. Trebuie să mergem din nou în partea asta pentru că mi-am adus aminte. Bun, deci primul pas, băi și fete, este gata. S-au întâmplat chestii ciudate, dar am reușit să trecem peste ele. Haideți acum să mergem cât de rapid se poate înapoi în village-ul ăla și să... Bă, nu știu, eu bănuiesc, băi și fete, că dacă ar fi să găsim prima dată o carte într-o mină, să spunem. Da, uite, hai să zicem că prima dată căutăm o carte din mină. Mina ar trebui să fie aproape de village, nu? Pentru că să fie aproape de casa Slendrinei sau habar n-am cu ei casa aia, da. De casa aia unde trebuie noi să punem chestiile alea, știi ce zic? Haideți, bă, veniți, stai să vină și Ovidiu și Tănase. Ovidiu s-a pierdut. Bă, să vină și Ovidiu, mă. Ok. Mamă, băi și fete, stai că nu mai știu cum era. Cred că dacă mergeam în față, așa ar trebui, nu? Dacă mergem în față, să dăm de village, nu? Mamă. Veniți, bă, veniți. Așa, haideți, bă, veniți. În stânga, cred eu. Ah, ia uite-l, bro, perfect, bun. Ok. Acum. Bă, semnele astea erau aici? Oh my god, leave. No, 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 nu e bine. Nu e bine ce se întâmplă. Bun. Veniți aici, nu vă panicați sau ceva de genul. Uite, de exemplu, mina asta, da? Haideți să începem să căutăm cărțile, da? Prima dată vom intra în mina asta și na, ok, poate să fie în altă mină. Ideea e că o să găsim noi ceva, trebuie să găsim ceva. Veniți aici, Tănase, lasă prostiile alea acolo. Crezi că e ok lângă village? Ce e asta, fraților? Stânga sau dreapta? Uite-te sus, moahahaha. Bă, băie și fete. Mamă, ok, cred că am găsit mina corectă, să spunem așa. Cred că am găsit mina corectă. De ce acolo e un om mort? Băieți? Stânga? Sau dreapta? Hă? Stânga. Eu m-aș duce pe dreapta doar pentru că zice Tănase, dar hai să mergem pe stânga. Ok.
Deci trebuie să găsim cartea. A trebuit să fie aici în, în stă... Oh my god, uite sânge pe jos. Oh my god. Vei rămâne blocat pe viață. Tănase, du-te tu. Du-te tu, Tănase. Eu, da, du-te tu, du-te tu. Mamă, stai că s-a dus toată lumea. Hai că vin și eu în cazul ăsta. Oh, ok. Se pare că... Băi, ăsta-i, băi, n-ați primit și voi un efect ciudat? Ce, Doamne, iartă-mă. Nu, nu, ce efect? Am primit eu un efect ciudat. Ok, bă, haideți, veniți aici, bă, gata, nu-l mai bloca. Hai, veniți pe aici. Bă, gata, bă, nu mai bloca. Bă, stai că s-a blocat ceva aici. Cineva ne-a blocat pe noi aici. Bă, ce, Doamne, iartă-mă, se întâmplă, bă, fraților, mina asta. Bă, cineva ne-a blocat pe noi aici. Bă, bă, asta nu arăta așa înainte. Asta nu arăta în niciun caz. A zis că rămânem blocați aici. Bun, atunci hai să mergem pe dreapta. Deci ar trebui, fraților, să găsim prima... cum îi spune? Prima... Mamă, uite sânge pe jos. Mamă, man. Băieți, căutați prima carte și încercați să nu muriți, ce să spun. Nu, cam asta... Asta ar fi scopul, cum ar veni. Să nu mori. Ok. Aici nu observ nimica. Trebuie să fie undeva. Ok, nici aici nu e. Sau poate... Poate nu e asta, mina corectă. E și șansa asta, dar nu știu ce să zic. Ok, asta e să o luăm pe aici. Uite, sânge. Băi, ești de bun, mina asta e ca un labirint, bă, fraților. Ia să se mergem mai... Aoleu, nu. Ia asta e să mă duc prima dată în dreapta. După să mă duc jos. Uite, sânge. Aici nu-i nimica. Bă, cineva... Bă, cineva a fost înaintea noastră în mina asta, fraților. Băi, e ciudat rău de tot. Mamă, aici e lavă. Nu, 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 nu e bine. Ia să mergem în partea asta. Aici? Nu. Bă, stai, bă, nu-l mai a stopat pe video. Bă, fraților, mamă, stai că am rămas și fără torțe. Eu cred că... Cred că suntem în mina greșită, dar nu văd cum am putea să fim în mina greșită. Bă. Ce, Tănase, ce? Ce vrei să spui, Tănase, a? Așa, afară că mi-e frică. Sta, bă, prima dată. Stai să ne uităm pe aici că poate găsim ceva ce... A, diamante! Ia uite, ceva ce ne interesează. Un diamant. A, un, două, hai, două, mă. Hai, trei, let's go. Let's go, trei diamante. Trei diamante din prima, let's go. Ok. Măcar am găsit trei diamante. Așa, ia să vedem. Poate în partea asta găsim mai multe. Dar nu pare. Vrei torțe? Bă, da. Da, dacă ai câteva, bă, Alex m-ar ajuta. 41, let's go. Ok. Bă, dar nu văd unde ar putea să fie, mă, fraților. Bă, băieți, eu zic că am... Eu zic că am greșit mina. Pentru că în niciun caz nu se află vreo carte aici. Nu văd unde se află o carte, așa că o să ieșim. E ciudat rău de tot. A, ați găsit cartea? Sau ce? Nu. No. N-ați găsit-o. Aici trebuie să fie, o simt. Da, bătăna, se simți tu multe. Dar nu e, bă, aici. N-are cum să fie. Ai tu vreo idee, Tănase, unde mai putea să mai mergem? Ia stai, ia, hai să ne luăm după șoarecul ăsta. Tănase, stai. Calmează-te. Ah, ia uite că aici e o parte nouă. O parte nouă pe care n-am mai explorat-o până acum, să spunem. Ok. Oh, no. Oh, no. Ok. Hai să vedem pe aici. O să avem grijă. Aici iar nu e nimica. Nu știu, bă, e ciudat pentru că e plină de sânge mina asta.
dar niciun caz nu găsim ceea ce ne interesează. Ia stai, poate, dacă facem aici. N-o să mări să facă parcuristul. Pentru că după probabil o să mor. Ok, în partea asta. A, uite aici s-a făcut generator. Bă, bă. A, nu. A, bă, da, bă, aici s-a făcut generator de cobblestone. Ok, ok, asta e amuzat. Ia de la pe Tănase cum merge pe aici. Tănase, găsiți ceva? N-o prea găsiți nimica, din câte văd. Ai găsit ceva? O simt. Termină-mă cu prostiile. Nu e, bă, bă, eu zic să plecăm. Eu zic să plecăm, fraților, că nu prea mai avem ce să facem. Ne-am plimbat prin toată mina, imediat ne pierdem pe aici și nu o găsim. Adică, n-are sens. Tănase, ce faci, bă? Ce aici? Da, bă, băi, nu, nu, eu zic să plecăm ca nu cumva să se întâmple ceva și mai nașpa. Eu zic să se întâmple că să plecăm ca nu cumva să se întâmple ceva și mai nașpa. Asta e, cum îi zice, asta spun eu. Veniți, mamă, nu, ok, stați că măcar mă regenerez. Bun, e ciudat, rău de tot. Bă, aveți grijă să nu muriți. Tănase, ce? Ai găsit ceva? Am găsit, pe bune! Am găsit, stai! Unde? Unde ai găsit-o? A găsit-o, Tănase. Ai găsit cartea? Ia de-mi eu. Ce, Doamne iartă-mă! Bă! Aici era! Cartea 1! Bă, bă, noi am trecut pe aici și nu era aici. Ok. Bun. Am găsit cartea 1, băi și fete. Bun. Ok, hai să ieșim de acum și să căutăm următoarea carte. Deci trebuie să fie într-o pădure sau pe un munte. Hai să luăm varianta cu munte, pentru că noi ne-am spunat fix lângă un munte, deci probabil e fix lângă muntele ăla. Sau pe muntele ăla. Hai să o luăm pe aici, ok. Ok, bă, măcar e bine că am... cum îi spuneam? Mamă, cine știe pe unde suntem pe aici? Să ieșim pe aici, că... Mamă, cine știe, băi și fete, să nu fim noi într-un munte și să trebuiască să dăm în sus. Asta e, bă, fiecare să-și facă la lui. Mergeți în sus. Ok, s-au întâmplat multe chestii ciudate. Multe chestii ciudate, rău de tot, ok. Bă, dar nu suntem deja destul de sus? Bă, fraților, de ce nu mai ieșim la suprafață? Bă, mă sperie! A, ok. Acum o să ieșim la suprafață. Credeam că eram deja destul de sus. Ok! Fix în village, nice! Fix în village. Bun. Bă, eu cred, fraților, deci am găsit prima carte. Am găsit cartea 1. Eu cred că următoarea carte e pe muntele ăla. Da, pentru că trebuie să fie un munte. Veniți, bă, băieți, sus. Aveți grijă. Aveți grijă să nu vă bateți. Bă, aveți grijă. Ok, hai să mergem în partea asta, fraților. Eu aici zic că este, că este următoarea carte, gen următorul chest. Ați observat cu o carte sau ceva. Deci trebuie să găsim vreo modalitate cum să ne urcăm pe muntele ăsta, să o găsim, pentru că probabil... Oh! Oh my god, uitați-vă, un porc mort. Bă, băieți, aici e un porc mort, Alex. Wow, mamă, e ciudat, rău de tot. Haideți, bă! Bă, veniți aici. Doamne, ia, hai să o luăm pe aici. Bă, trebuie să ne ducem sus, cred. Cred că asta ar fi cea mai ușoară variantă. În fine, oricum, e ciudat, rău de tot ce se întâmplă. Veniți aici. Nu știu dacă ar mai fi o idee bună să urcăm sus. Dar, na, trebuie să o facem. N-avem ce altceva să facem. Trebuie să urcăm sus. Cumva. A, nu e aici, bro, what? Bă, dar pe ce munte poate să fie dacă nu e aici? Stai să avem grijă. Bă, unde să ia doi? Unde să ia doi? Și, Doamne iartă-mă. A, iată-i acolo sus. Veniți, bă, băieți, și voi. Veniți și voi.
Mamă, băi, e ciudat rău de tot, fraților. Nu găsim absolut nimica. Adică nu e nici... Bă! Ia vezi că e un chest aici sus. E un chest pe asta. Dați-mi mie cobblestone să mă urc sus. Să mă urc eu sus. Dați-mi cobblestone. 57 de blocuri, dacă e că merge în ceva. Ia să vedem. Mamă, bă, deci, fraților, dacă am dat lovitura, suntem numărul 1, dacă am dat lovitura cu ăla. Ia stai să vedem. O luăm pe aici să folosim cât mai puține blocuri. Bun, băieți, ia asta să vedem care-i treaba. Mamă, bă, mor, sunt mort. Bă, cineva nu vrea să ajungem la cartea aia sau la chestul ăla. Ok. Adică, mamă, să nu mai dea cu fulgere. Oh my god, băi și fete. Oh my god, haide, mă. Cartea 2, avem a doua carte. Boom. Ok. A doua carte. Iar acum, teoretic vorbind, ar trebui să ne ducem într-o pădure. Într-o pădure stufoasă, cum o spus acolo. Bă, Ovidiu, vine aici. Alex Trase, veniți aici. Veniți aici. Mă, băi și fete, acum sunt o tonă de păduri. Unde am putea noi să găsim a treia? Adică e ciudat, pe bune. Bă, ce? Câte ai găsit? Avem două. Avem. Cred că pe lângă village, nu? Da, hai să mergem înapoi în village. Mă, e ciudată rău de tot ce se întâmplă pe harta asta. Se întâmplă chestii din ce în ce mai ciudate, fraților. Dai să o luăm pe aici. Să o luăm pe aici ca să nu... Când era în partea asta. Sau? Leave. Ok, chică chiar în partea asta ar trebui să o luăm. Ok. Mergeți pe aici. Ia uite-l iară pe villager! Ce face villagerul, băi? Băi, alu! Veligere, vezi că, cum zice, vezi că nu-ți merge vrăjala cu cărțile, am găsit deja două cărți, știu că știi exact despre ce e vorba, fii atent. Așa că îți pun o întrebare, fii atent, deci băi, eu zic sincer, ori ne spui unde este a treia carte, ori te omorâm, ai două, sunt un simplu villager, arată-ne în ce parte e pădurea în care e a treia carte sau te omorâm. Nu, Alex, lasă-l puțin, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, gata, arată-ne, vă zic, hai, arată-ne, că știu exact despre încolo. Ok, și ce pădure e? Gen, ce copaci ca să desprus? Am înțeles, aha. Alex, ce zici, să-l cruțăm sau nu? Sau să-l omorâm pentru ceea ce ne-a făcut, pentru că ne-a mințit? Hai să-l omorâm. Ești mor, villager. Vino aici. Boom. Hai, papa, că a făcut o tonă de prostii. Terminați, băi. Hai să mergem, fraților. Deci în partea asta a zis, mamă, dacă ne-a frerit, o să fie foarte, foarte nașpa. Hai să mergem în partea asta. Deci a zis că trebuie să găsim o pădure de sprus. Ok. Să aveți grijă, băi. Să nu cumva să picați aici, să aveți grijă. Alex, așa să vine și Ovidiu. Mamă, eu am zis să aibă grijă. Eu era să fiu fix prostul care pică. Ok, veniți pe aici. Doamne, iartă-mă. A trebuit să-l omorăm. Mamă, ce bine ai pus alea tănase, perfect. A trebuit să-l omorăm pe ăla. Veniți aici, băi. Haideți și Ovidiu și Alex, haideți. Bun. Să-l luăm pe aici. Ok, bun. Am găsit asta de sprus. Mamă, să avem grijă. Am găsit asta de sprus. Trebuie să fie pe undeva pe aici. Bă, am noja. Fraților? Bă, se învârte totul cu mine. Bă, ce, Doamne iartă-mă. Mamă, bă, e ciudat. E ciudat de tot fire. În fine, bun. Mamă, și tu ai, Alex, nu? Mamă, ok, bă, hai să luăm în partea asta. Unde, Doamne, ar trebui să s-a dus Tănase?
aici. Tănase! Inteligentul locului! Tănase! Vino aici, mă! Bă! Oh my god! E peste drum, da, l-am văzut. Bă, la ce mă, e un doctor mort? Sau care-i treaba? Bă, pe harta asta sunt prea multe chestii jate. E un doctor, da. Și eu vă la fel că e un doctor mort. Haideți, băieți, veniți aici. Veniți aici să mergem în pădurea asta. Deci în pădurea asta ar trebui să găsim a treia carte și după să ne punem să facem ritualul. Teoretic, și după va trebui să luăm și redstone-ul și diamond-urile, da, na, o să le găsim destul de ușor, că vedem că pe harta asta se găsesc diamante foarte ușor. Și bă, băi și fete, să știți că eu am așa o teorie, eu cred că pe, cum îi spune, pe hărțile astea, bă, să vă uitați stânga-dreapta, uitați-vă stânga-dreapta după ce story, eu cred că băi și fete, eu văd că o luat aici a foc, eu cred că dacă stăm să ne gândim, unele hărți, pe unele hărți ai mai multe șanse să iei diamante și pe altele nu. Bă, de ce o la foc aici? Ce, Doamne iartă-mă. Bă, aici. Gata, mă, cartea 3. Bun. Bă, am luat toate cele 3 cărți. Avem toate cele 3 cărți și vedem că ia foc pădurea, așa că haide să plecăm. Hai să plecăm să nu fim prinși în focul pădurii. Bun. Acum e destul de simplu. Haide să ajungem acasă, să punem astea 3 cărți într-un chest. Da? La casa lui Sandrina ca să fie totul bine. Și după, băi și fete, nu știu, să mergem tot în mina aia în care am căutat, că ați văzut că este o mină absolut gigantică, că e cea mai gigantică mină pe care am văzut-o. Să mergem tot în mina aia în care am căutat chestul, să mergem tot acolo să găsim, cum îi spune, acolo pe partea dreaptă, pentru că stânga s-a întâmplat ce s-a întâmplat, să găsim diamante și redstone. Și eu cred că în 5 minute le-am găsit pe toate dacă ne mobilizăm. Băi, mamă, aveți grijă. Ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă. Aveți grijă, băi. Aveți grijă, vă rog eu. Să nu cumva să se întâmple ceva. Bă, cred că se întâmplă ceva în partea aia cu village-ul, cred. Nu? Că pe aici e village-ul. Mamă, să nu se întâmple ceva. Da. Ia uite village-ul. Bă, a luat village-ul foc. Bă! Oh my god! Bă, fraților, ce s-a întâmplat, man? Bă! Bă, ce se întâmplă? Holy shit! Bă, e distrus village-ul! Mamă! Oh my god, bă, video, lasă-l în pace acum! Bun, bă, eu zic că ideea de a păstra astea într-un chest nu este atât de sigură, așa că hai să mergem direct la minat să luăm chestiile alea. Ok, hai să mergem în partea asta, veniți pe aici, bă, băieți, aveți grijă. Hai să mergem aici să luăm cele, stai puțin că scrie aici. Cum era? Era, stai. 16 diamante și 64 de redstone în cufăr. Leave, ăla cred că l-a pus Tănase acolo, dacă mi-aduc aminte. Haideți pe aici, bă, băieți. Aveți foarte mare grijă. Veniți pe aici să nu se întâmple ceva. Ok. No, și trebuie... Stai. Aveți grijă, băie. Aveți grijă. Trebuie să găsim... Da, stai, că trebuie să... Stai, să ne ducem în spate. Ok, hai să vedem care e treaba. Bă, trebuie să găsim un strat la care să ne ducem... Bă, diamantele astea erau înainte aici? Bă, ce, Doamne iartă-mă, bă! Băi, astăzi, ok, uite că am găsit niște diamante, fraților. Dar din câte mi-aduc aminte, astea nu erau... Nu erau înainte aici, astea să-mi pun torțele. Ok. Trebuie să mergem prin altă parte. Bă, dar e ciudarul de tot. La... Gen... La coordonatele astea găsiți diamante, bă, frate? Adică... E într-adevăr ciudat. Trebuie să mergem... Stai, bă... Cum ne ducem mai jos? Cum ne-am dus până acum? Pe aici trebuie să luăm, mă? Da, probabil că da. Ok. Dar, bă, fraților, stai că eu nu înțeleg. Redstone! Ah, ok, uite, redstone. Redstone, okay, că aici găsești, deci avem nevoie de 64. Bă, iară diamante! Stai, bă, Ovidiu, ce faci, băi? Ai luat o razna. Stai, iară diamante. A, 28 de ăsta. Luați diamante.
Mamă, câte sunt! Bă, eu zic că... Cum, Doamne, iartă-mă, am fost fulgerat în mină? Cum e posibil așa ceva? Ok, hai că am luat 64 de redstone. Avem și 14 diamante. Să vedem dacă mai găsim ceva. Ok, redstone. Ok. Avem redstone. Mai avem nevoie de 2 diamante. Bă, să aveți grijă. 2 diamantele. Stați, bă, terminați-vă, vă rog eu. Aveți grijă. Așa, 2 diamante. Tănase, ai găsit tu diamante sau ceva? Stai. Nu. Bă, da, eu nu știu cum se spawnează diamantele așa de sus. Adică mi se pare că s-au spawnat sus rău de tot. Ok. Așa, hai să mergem înapoi pe aici. Un lemn. Cine a pus lemnul ăsta aici? Oh my god, am slowness. Am slowness. Am eu! Ai găsit tu? Bă! Și nu... Mamă, mamă, ce mai fi enervat în astea. Nu-mi spune că... Credeam că are 2 diamante și că și-a făcut sabie. Bun! Acum putem să facem ritualul. Veniți aici, bă. Veniți sus. Deci, oficial, băieți și fete, putem să facem ritualul și să apară Slendrina. Haideți, bă, veniți. Veniți să nu fie probleme. Aveți grijă, veniți pe aici. Doamne, iartă-mă. Mamă, stai. Pe aici, ok, te sunăm. Da, pe aici, pe sus. Holy shit. Ok. Stai, care parte? Pe aici, cred? Da, pe aici, pe aici. Veniți pe aici. Și cred că ieșim fix unde trebuie să ieșim, nu? Sau? Ba da, bun. Ok, fraților, oficial am strâns toate resursele ca să facem ritualul și trebuie să strigăm Slendrina de 7 ori și să vedem dacă se apropie de noi sau nu, dacă se spawnează sau ceva. Veniți aici. Bun. Cărțile trebuie puse aici, deci trebuie într-un chest. Ok, punem chestul aici. Hai să vină toată lumea, aici, să fie totul bine. Deci, bă! Am de ăsta, cum mi spune? Oh my god, băi și fete. Mamă, bă, toți! Bă, stă, bă, ce domnule iartă-mă? Bă, de ce zbori? Bă, ce se întâmplă? Ok. Ok. Stați puțin. Stai, avem aici, deci am aflat că pentru a invoca pe Slendrina și a cere eliberarea, trebuie să punem 16 diamante și 64 de resturi într-un cufăr și să-i spunem numele de 7 ori și cărțile. Bun. Deci în cufărul ăsta, eu pun așa. 64 de redstone, 16 diamante, cartea 1, cartea 2, cartea 3. Băieți, hai să ne uităm toți aici la tabla Ouija. Toți, vină și tu o video. Și să zicem Slendrina de 7 ori. Sunteți pregătiți? Bun, toată să fie pregătită. 3, 2, 1 și... Slendrina, 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 Slendrina. Gata. Nu ieșiți, stați acolo. Nu ieșiți. Ce, Doamne, iartă-mă. Bă, omorâți-o, bă, stați puțin, că nu putem să o omorâm. Că ne-a zis să nu ieșim, adică habar n-am de ce. Deci ne-a zis să nu ieșim. Stați aici, bă, stați. Stați puțin, să nu facă prostie. Sunteți blocați pe această hartă. Ok. Dacă vreți să ieșiți, trebuie să faceți un portal. Mamă, e adevărat. Un portal de Nether, mai exact. Ok, Slendrina, o să facem un portal și o să ieșim de aici, dacă nu te deranjează pe tine. Adică, mamă, fraților. O să facem un portal și o să fie totul bine, stai niște. O să vă fac să simțiți cea mai mare frică din viața voastră. O să puteți supraviețui. Bă, băieți, eu zic să ne dăm disconnect. Eu așa zic. Eu zic să ne dăm disconnect și să nu mai jucăm. Hai să ne dăm disconnect. Bă! Bă! Nu merge!
Nu merge butonul de disconnect, fraților! Nu merge butonul de disconnect! Bă, nu merge butonul de disconnect! Ce, Doamne iartă-mă! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Bun, bă, ok, ok, hai să facem rapid, să facem rapid portalul și ceva. Haideți să facem, să facem rapid portalul. Trebuie să găsim un loc unde să luăm, să luăm oxigen. Hai să mergem tot în partea asta, să mergem tot în mina asta, să luăm oxigenul și să plecăm, Doamne iartă-mă, de aici. Veniți. Doamne iartă-mă. Ireal ce se întâmplă. Haideți, 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 haideți. Ok, ok, trebuie să mergem cât mai jos. Trebuie să mergem cât mai jos și să găsim obsidianul. Veniți. Unde e Ovidiu? Ovidiu? Unde e Ovidiu? Ovidiu nu mai rămâne în spate. Vine aici. Ok. Mamă, nu pe aici, nu pe aici. Haideți, bă, haideți, bă, cât mai jos, cât mai jos. Cât mai jos. Cât mai jos să mergem să luăm obsidianul și să ieșim o dată de pe harta asta blestemată, bro. Uite, bă, că am și frame drop-uri. Ce, Doamne iartă-mă, se întâmplă? Ce se întâmplă, bă, frate, bă? Hai, jos, 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 Tănase, vino. Jos. Jos, 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 jos. Ok, băi, băi, asta-i. Ai apă sau ceva de genul. Avem nevoie de... de apă sau ceva, o chestie. Ok. Veniți aici. Așa. Bă, fraților, nu vine să cred că nu... Uite, bă, e lava, am avea nevoie de apă. Sau cumva că avem... cum îi zice, resurse să facem rost de un pickaxe. Adică avem... Nu trebuie să mai facem rost. Avem tot ce e nevoie ca să facem un pickaxe. Dacă noi nu găsim astea... Ah, uite apă. Bun, bun, stați... Ah, uite obsidian deja. Bă, stați. Stați, dați-mi un iron. Cine are o bucată de iron să-mi o dea? De asta am și eu. Aveți iron normal. Cred că sentina s-a deghizat în ale. Zic să-l omorâm. Zic să taci. Eu nu am. Ai o video tu o bucată de iron. Ce? Bă, ce? Bă! Bă, cine? What? Fraților, ce se întâmplă? Cine e acolo? Bă, cine e acolo? Bă! Bă, cine e ăla? Fraților, ăla era Tănase care nu era ce, Doamne, iartă-mă, s-a întâmplat, băi, parcă era Tănase cu sânge pe față. Băi, eu zic să plecăm, ai luat apa, Tănase, bun, stai să-mi fac rapid asta, să-mi fac cât de rapid se poate, să-mi fac diamond pickaxe-ul. Și haide să luăm obsidianul ăsta. Asta-i, sper să nu... Oh my god, fix de ce mă temeam, da. Fix de ce mă temeam. Stai, bă, Tănase. Ok. Hai să luăm obsidianul ăsta. Bă, Tănase, nu mai pune apă. Ia apa. Băi, ia apa, apa. Ce? Că eu nu văd. Nu văd că am de ăsta. Ce? Bă, cine e ăla? Bă, ăsta-i, ce? Bă, frate, eu nu-i Tănase. Omorâți-l. Omorâți-l. Oh my god, Tănase, am rămas numai noi doi. Hai, bă, ajută-mă și pe mine aici să iau ăsta. Ia și tu cu pickaxe-ul de diamond. Am rămas numai noi doi, Tănase, mamă, trebuie neapărat să plecăm. Trebuie neapărat să ne facem portalul ăsta și să ne dăm disconnect. Trebuie neapărat, nu avem altă șansă. Nu avem altă șansă. Haide, ia rapid. Deci, băi și fete, avem nevoie de un portal de nether, câte avem? 3 pe părți, avem nevoie... Nu, ai grijă, avem nevoie de 10. De 10 în total, mamă, e lag rău de toți. Avem nevoie de 10 în total. Eu n-am niciuna. Tănase, bănesc că tu ai. Bun, am luat-o eu. Pune apă. Dă drumul la apă pe aici, Tănase. Pune acolo unde am spart eu apă. Pune. Stai. Să mai am și ăsta. Ok. Avem nevoie de 10 blocuri ca să plecăm în nether. Bun. Mamă, și aici. Bă, Tănase, așa, bun. Ok, 10 blocuri, sparge și tu apa. Stai. Ia asta. Bun, să spargem, să punem apa, așa. Cred că avem destul aici. Stai, Tănase, să mai iau și asta și să vedem cât obsidian avem. Ca să putem să plecăm.
Soamne, iartă-mă, ok. Cât ai? Pune apă, pune apă, pune apă acolo. Am 8. Perfect, dă-mi. Dă-mi că eu am 3. Dă-mi. Dă-mi 8. Oh my god, oh my god. Bă, stai, de ce nu pot să le iau? Oh my god, hai să fugim, hai să fugim, trase. Vino să fugim, vino, vino. Mamă, și gravel. Stai, sparge gravel-ul ăsta, bătrânase, sparge-l. Sparge-l. Să faci jos de flint. Ăla era flint? Nu. Mai pune și sparge, pune și sparge. Se întâmplă tot felul de chestii dubioase. Bă, nu mai văd nicio. Nicio nu mai văd. Pune-l peste tot trase și sparge-l. Bă, fraților, dar nu ne dă niciun flint. E insane că nu ne dă flint. Ce, domnule, mă, ți-a dat ție? Gata, bun. Ok. Punem așa, așa. Hai să mergem. Hai să mergem înapoi în casă. Sau să ieșim la suprafață, dar habar n-am pe unde să o iau prin mine. Asta e că o să mă duc așa, că mă duce în sus. Ok, oh my god, ok, pe aici. Oh my god, fraților. Nu știu pe aici pe unde ar trebui să o ia, să luăm pe aici. Să vedem ce se întâmplă de acolo, pe aici. Nu cred că ceva bine se întâmplă. Ok, stai că e un... Ok, aici e ăla de cobblestone. Pe aici am mai fost. Nici eu, nici tăna să nu vedem. Ok, mamă, ce m-au speriat ciupercile astea. Hai să mergem sus. Oh my god. Bă, tănase, tănase. Să nu cumva să ne pierdem. Oh my god, fraților, avem blindness, mamă, deci mi-e frică. Mi-e frică să nu apară. Nu, pe aici nu. Hai pe aici, tănase, vină pe partea stângă. Așa. Cred că... Ai, că mergem bine. Nu mergem bine în niciun caz. În niciodasta. Nu, no, nu-i bine nici pe aici. Uai. Uai, deci ce mai fi că mie, băi, și fite să nu cumva să... Să apară... Mamă, uite chest-ul. Ok. Haide, mă. Că ne întoarcem de... Ba, tănase, tănase. Trebuie să facem asta aici. Trebuie să facem asta aici. Trebuie să facem portalul aici. Stai să găsim un loc. Că aici e prea... uite, nu, sparge aici, fii atent. Fii atent. Pune așa. Deci, punem obsidian. Mamă, mamă, s-au găsit ciudate. Hai, mai rapid, mai rapid, mai rapid. Obsidian și aici. 1, 2, 3. Așa. 1, mă, oh! Oh my god. 1, 2, 3. Și fii atent. 3, 2, 1. Și! Ok! Bun! Am făcut portalul de Nether. Intrăm? Bă, nu știu ce să zic. Tu ce zici, să intrăm? Mi-e frică să nu se întâmple ceva. Eu așa zic. Bă, da, am putea să... Am putea să intrăm... vă omor! Păi da, stai că nu intrați! Păi da, rămâneți aici. Ok, am făcut portalul de Nether și tot ce ne-ai cerut. Nu aveți voie să plecați, o să muriți. Păi da, nu ne-ai zis că trebuie să facem portalul de Nether ca să nu murim? Ba da, sunt invincibilă. Haideți să intrăm, da, tănase, și o zi la fel. Și o zi la fel, hai să intrăm, hai să intrăm. Las-o pe asta. Oh my god. Oh my god. Unde vrei să pleci? Mori, mamă, nu pot să dau nea. Oh my god, mori, mamă, ok, trebuie să fug, oh my god, nu, mori, bă, frățior, nu pot să ieși de pe hartă, bă, o să mă moare, dar nu pot să dau nea. Mamă, mi-a dat poison, mamă, vine după mine, băi și fete, vine după mine, mi-a dat poison, mori, dar nu pot să dau nea. Oh my god, lasă-mă în pace. Mamă, nu poți să ieși de pe hartă, mamă, băi și fete, merge. A mers, bun. Oh my god, fraților, am reușit să ies de pe hartă. În niciun caz nu mă mai întorc în viața mea pe harta aia.